Meci de vacanță pentru Steaua București pe terenul din complexul sportiv din Ghencea în etapa 26-a a 26 a Aligia 4 la fotbal cu Real Crângaș. La pauză scorul era 8 la 0, iar rezultatul final a fost 17 la 0 pentru Roșalbaștri. Cu o singură ocazie tot meciul, oaspeții nu au contat în economia partidei. Cele mai multe goluri, 4, au fost înscrise de Florin Răzdan, care se gândește deja la meciurile viitoare. A fost un antrenament bun pentru noi, ne pregătim pentru play mai avem 4 sau 5 meciuri dacă nu mă înșel încercăm să le câștigăm, să ne facem joc în primul rând și să ne gândim la play-off. Câte trei goluri fiecare au mai marcat brazilienii, Lucas Caetano și Mateus Medeiros, iar Alin Robu a înscris de două ori. Sitaru, Aldea Pădureț și Zamfir și-au trecut și ei numele în dreptul marcatorilor. Elevii antrenați de Marius Lăcătuș rămân pe prima poziție în clasamentul de Ligia 4 -a și vor întâlni în etapa următoare pe 3 mai în deplasare Victoria București.